Bun venit la meditația de seară, dincolo de norii îndoielii. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Tatăl ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Dacă acest fapt este adevărat, ce scuză am avea pentru a vorbi despre descurajare, necredință și îndoială, strângând întunericul în jurul nostru ca pe o manta? Să dăm la o parte umbrele întunecate ce ne învăluie, alungând influențele lui Satan, autorul tuturor îndoielilor și descurajării. Satan se străduiește să învăluie cărările pașilor noștri în umbrele sale întunecoase, dar credința noastră trebuie să străpungă norii întunecați ai îndoielii și necredinței și să se prindă strâns de brațul lui Hristos, care se află dincolo de aceștia.